Adrian! Da, Cristina? Eu mă simt prost, nu știu din ce. Poate vrei să te ocupi cu ceva, o activitate. Adă-mi un ciocan și niște cuie, poate să fac un decor. Iată, vezi? Altă treabă, acum ți-o aduc. Yes! Poftim ciocan și cuie. Nu știu, chiar vreau să decorez ceva. Mama, dar de ce plângi? Dacă știi de ce plâng eu, parcă aș vrea ceva să mănânc. Vrei să-ți aduc iaurt cu cereale? O, da! Mama, eu vin! Poftim, mama! Sincer, nu prea vreau să mănânc așa ceva. Poate vrei flori! Flori ai vrut, da? Nu! Poate mandarine! Sau bonoane! Sau salam, salam! Nu! Nu mi-e poftă de așa ceva! Deja ce să-i mai dau? Doremi. Bine, mă duc eu. Nu lăsăm așa tristă. Hai să mai încercăm. Oare ce vrea mama? Eu nu știu. Ce vrei să mănânci? Chips, sushi, pizza? Gata, noi nu mai știm ce să-ți dăm. Ne predăm. Poate te mai gândești. Hai, mama, gândește-te. Ce vrei? Ceva ce vrei? Mă gândesc, băieți, mă gândesc ce vreau eu. Mă gândește, Cristina, ce vrei? Ce? Te-ai gândit? Știți ce vreau eu? Doru! Mama, ce e asta? Ciocolată? Nu, e Doru. Ceva de mâncare, zic concret. Nu, în copilărie mamica mea spăla rufe. E săpun pentru rufe, vreau să spăl și acel miros. Mă duc să-ți aduc. Mama și poftim. Vă dezvălui un secret, în sarcina aceasta tare îmi place să spăl cu acest săpun Doru, așa se numește, mirosul lui. E tare frumos! E frumos! Dacă aveți ceva de spălat, aduceți Cristina. N-am răbdare! Iată așa poftă, ciudat! N-am avut în nicio sarcină așa pofte! Mirosul ăsta fac îmi dă viață! Foarte rar miros, nu miros toată ziua. Spăl ciorapii. Ca în copilării. Pui pe mână, așa frumos. Asta e ceva care nu toți o să înțeleagă, nici eu până acum nu înțelegeam asta. În sarcină, într-adevăr, sunt niște pofti foarte interesant. Așa pofti parcă nu prea am. În general nu mănânc cei ce mi-au plăcut până acum în sarcină, nu mănânc. Dulciuri nu prea mănânc. În general foarte puțin mănânc, la băieți mâncam mănânc. Cu parfum deloc nu mă dau.
dau, pentru că sau foarte rar, pentru că nu suport mirosul. Dar acest miros mă dur. Dacă aș avea un parfum dur... Mie nu-mi plac mirosurile, sunt alergic. Noi vă spunem pe curând, pa, pa!